Ca să se trateze, însă ea înțeles că... Ca să mă trateze! Pe mâna e cea fină, până la o verghetă. De când e nefuriu, o poartă în poșetă. Da, Maria, Maria, e slăbiciunea mea. Ca Maria, ca Maria, nu e nimenea. Maria, Maria, ea e slăbiciunea mea. Ca Maria, ca Maria, nu e nimenea. Și ciula mea de la o vreme coace. Vă spun ca voi să știți că supăr de călbează. Mâncând ca două prăjiți căci Maria, e slăbiciunea mea. Ca Maria, ca Maria, nu e nimenea. Maria, ia, ia, e slăbiciunea mea. Ca Maria, ca Maria, nu e nimenea. De când cu moda nouă s-a dus la castrul. Parcă-i divec în două și doamne sus și-o plou. Maria mea cea fină s-a cat de moda. Maria mea iubita mea nu mai ca pe pas. Maria este slăbiciunea mea. Ca Maria, ca Maria nu e nimenea. Maria, ia, ia, e slăbiciunea mea. Ca Maria, ca Maria nu e nimenea. Și cum a fost-o pe Maria? Hai să vă spun cum am pus-o pe Maria. Să te auzim. Nu mă întâlnim. Păi era într-o iarnă, era foarte nasul la fără. Ingea pistolea cu cel mai știu cum era. Ea era într-o stare de tramvai. Amărâtă, fiindurită, băi, steaua ei. Era îmbrăcată într-un buzon de blană. Avea și o căciună de blană. Avea și o cravată de blană. Stătea acolo, amărâtă, fiindurită. Ia zic că aștepta tramvai. S-a închis, mă aștepta pe mine. Că tramvai nu mai circula pe acolo de vreo 3 săptămâni. La Galați? Nu mă, nu, ți-a fost să rămân termen. După avarsă. Mi s-a dus bine de ea, poate de la țară, poate de ciopan. Și-a luat-o la mine acasă. Acasă ca acasă. Îmi bată suple cu aragazul, cu televizorul, cu ciderul ce-am pățit cu ea. În 3 săptămâni de zile am învățat să aprindă televizorul la transcriție. Când îl aprindea, nu mai stingea mișcul pompierii. Și atunci a zis prima oară, taci făi nevastă, nu mă cimeri. Și așa se spune că ai cura spartă. Și dacă mă mai cicălești odată, îți faci bagajele și pleci la măta poartă. Ne-a petec urna de miere pe munții de azur. Adică munții bucești la stâna de tasu. Acolo mergea cu mergeață cu niște de stoma primite și așa. Am ajuns acolo. Ne-a invitat domnul Păticotul la locul la masă, dar când am luat să fac, ne-am plătit ceva și m-am așezat. Vă vedea ce supletul a pus ăsta pe scaun. Că n-am putut să mai mă scot de la masă 3 săptămâni de zile cât a sunat de miere. Am venit acasă, totul bine și frumos. Până într-o zi, când trebuie să zic că deși aia, deși aia e lată, deși pleci la munte, deși pleci la mare, deși pleci cu fete tinere și frumoase, până m-am enervat că nu mai arătam și i-am zis, taci, băi, nevastă, nu mă cicări. Și așa se spune că ai cura spate. A început să fie mie și frumos, ca la început. Până într-o zi când vin mai devreme acasă de la serviciu. Încă de la parte, simt mie de ciorap stăi la mine casă. Păi ce să fii? Deschid ușa, mă uit în stânga ei. Mă uit în dreapta, o veche de bucat și 44. Băi să fie ăștia, nu stai mei. Mă duc în bucătărie nevastă mea. Mă duc în baie nevastă mea. Mă duc în sufragie nevastă mea. Mă duc în dormitor, nevastă mea cu un pat. Au, inima! Dași, băi, nevastă, nu mă cicări. Și așa se spune că ai cura spartă. Și dacă mă mai cicălești odată, îți faci bagajele.
mâna în gât și am vrut să ridic. N-a fost nimeni când s-a ridicat el. Când s-a ridicat, eu am rămas să găsa de gâtul lui. Avea asta o față, avea o fațată cu slăgătirea asta, cu două etaje. Mă, și avea o mână, ziceai că cabina de lift. Mă, că mi-a pus cabina de lift în gâtul. Și a început să mă plimbe de la un etaj la altul. Eu atunci am vrut să cobor, dar ghinion, liftul se băgase de etaj. Atunci am dus și eu bărbătește. Și mi-a dat drumul. Am găsit ca un bărbat, ca o cârpă m-am întins pe jos. După toate astea am încercat să-l convingă. Femeia din poate nevastă mea cu acte, cu cununie. Dar ce mi-a fost ușor, 3 ore m-a închinuit cu el. După 3 ore am făcut un duș și a spălat ciorapii și a plecat. Dar nu pot să-mi dau seama ce scos și am pus asta în picioare, că după 3 săptămâni încerc să curăț baia și tot neagră. Ce să mai vă spun? Bă, înțeleg că voi luați o pauză, mai înțeleg apoi, nu? Bravo! Dar și eu atâta zic!